Asculți Business Integrativ la Radio Integrativ. Pași spre cunoaștere! Bună seara, sunt Victoria Bolai și vă urez bun venit la emisiunea Business Integrativ. Așa cum v-am promis, în fiecare emisiune veți cunoaște povești ale oamenilor de afaceri și managerilor valoroși care, prin acțiunile lor, își aduc aportul la crearea unui mediu de afaceri sănătos și a unei societăți prospere în seara aceasta. Invitatul meu este domnul Vasile Roman, comandant, șef de stat major, șef al direcției de operații, profesor asociat la Universitatea Alexandru Iancuza, coach și lista poate continua. Vasile, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Eu îți mulțumesc, bună seara și sunt onorat, să știi. Amplă prezentarea, nu cred că era cazul. Dacă mai poți adăuga, ești binevenit. Da, un tată fericit și un soț mândru de familie. Mulțumim tare mult pentru, pentru această, această mențiune, atât de, de importantă, pe care, cu scuzele de rigoare, am omis să, să o fac un pic mai devreme. Vasile. Cred că este mai degrabă o sincronicitate faptul că am ajuns să purtăm această discuție în aceste zile în care integritatea noastră fizică, emoțională și psihologică este oarecum amenințată. Dar prezența ta aici, cel puțin pentru mine, îmi dă un sentiment de, de siguranță și ți-am mărturisit și înainte de, de emisiunea acest lucru. Sunt convinsă că oamenii de afaceri și afacerile în care ești implicat simt același lucru când le ești alături. Te rog să împărtășești cu noi povestea ta. A, mulțumesc că nu cred că este o poveste atât de, nici știu, interesantă pentru oameni. Sunt o persoană normală. Probabil că anormalitatea mea vine de undeva din preocupările pe care le-am avut din totdeauna din postura de militar, preocuparea mea a fost odată să mă dezvolt, adică mi-am dorit de fiecare dată să studiez ceva complementar pregătirii militare, tocmai pentru a înțelege societatea și doi pentru a fi și pentru subordonații mei un model în ceea ce înseamnă preocuparea pentru dezvoltarea personală. Doi, Într-adevăr, studiile pe care le-am făcut, în general în area psihologiei, m-au determinat să mă duc mult spre catedră. Asta este primul lucru, adică să interacționez din perioada de activitate militară cu studenții, fie că erau pe probleme de securitate, fie că era, este pe probleme de comunicare. Și din această perspectivă, la trecerea în rezervă, trebuie să recunosc faptul că i-am trecut conștient și doritor să mă văd la catedră, adică imediat ce am încheiat activitatea militară, m-am titularizat la Universitatea Polonia, dar în același timp mi s-a părut după un an sau doi că este prea puțin pentru mine și atunci am decis că vreau să fiu antreprenor. dar Întâi n-am gândit, ideea de antreprenor cu acte legale este o chestie care ține de mentalul meu. Sunt militar și eu vreau să fiu în lege, deci niciodată să nu ies din spiritul și din litera legii. Înainte de a fi antreprenor, m-am pregătit. Am fost provocat să urmez un curs de coaching cu coaching partners din Iași, cu Dan Berinde, și după ce am finalizat cursul, am spus, vreau să practic activitatea și răspunsul a fost, se poate, dar în cadrul legal. Și atunci am devenit antreprenor. Pe partea cealaltă, am vrut să văd, curios fiind, de ce înseamnă antreprenoriatul și am intrat în câteva cluburi ale oamenilor de afaceri din Iași, tocmai pentru a înțelege mai bine. Adică eu sunt extrem de bun în ceea ce și nu-s modest, extrem de bun în ceea ce înseamnă să observ ce se întâmplă în jur, mm -hmm. să facă analiza informațiilor, să estimez situația, să planific o acțiune, să organizez acțiunea, să o coordonez, să dau permanent feedback și feed forward, dar toate astea le-am făcut într-o instituție care funcționează ceas. Pe când antreprenoriatul are foarte multe variabile pe care nu le controlez și atunci trebuia să înțeleg eu lumea din jurul meu. Um. Dacă vrei, continui, dar Sigur? încă o dată spun, asta este mica mea istorioară despre antreprenorul Vasile Roman. În schimb, am un mare avantaj și trebuie să recunosc faptul ăsta că sunt unic. Adică atunci când mă prezint cu Ivan, spun, în România nu mai există niciun coach care să fie general și niciun general care să fie coach. Deci numai eu sunt. <sus> este, pentru unii spunea așa, unii mi-au spus, e carte de vizită frumoasă, prezint-o așa, alții mi-au spus, domnule, riș, pentru că știi militarii sau percepția în societate despre militari este că sunt obtuzi, că sunt conservatori, că nu sunt, că sunt rigizi, că nu au flexibilitate, că ei nu înțeleg, că sunt idealiști, așa mai departe. E drept că avem și defecte, dar ca militari avem și multe calități. Și atunci, uh, efectiv dialoghez cu oamenii, pentru unii contează foarte mult istoria mea militară, da, experiența militară, pentru unii este important modul în care abordez psihologic relațiile când discutăm despre problemele clienților mei. Uh, mulți se bucură de faptul că în dialogul dinainte de a contracta ședințele, discutăm și despre familie și faptul că am un fecior de care să mândru că am o relație bună, că da. soția o am de 35 de ani. Și mulți ani indi înainte. Mulțumesc. Indiferent pe unde am umblat prin garnizoane, familia a fost mea. Hey, Ei, toate calitățile astea Repet, am și defecte, destule. Toate calitățile astea fac oamenii să fie încrezători în ceea ce înseamnă, eu știu, relația pe care o creăm și suportul pe care îl asigur. Și mai am una, o, o abordare pe care aș vrea să o enunț, mi se spune de fiecare dată că procesul de coaching este un proces transformațional. Și tu să de fiecare dată că așa ar trebui să fie lumea, să se tot transforme înspre bine, bine, bine. Ei, să știi că de foarte multe ori oameni ne-au nevoie de soluții aici și acum, pentru că sunt suferințe care se produc prin faptul da. că nu rezolvă problema și atunci eu ajut să găsească soluțiile aici, acum și tranzacționale. Îmi dai, îți dau, nu vorbesc de mine. El, dă, da", da, primește da. și așa mai departe încât să rezolve. Că sugerez permanent și literatură și preocupări de dezvoltare personală în zona transformațională, da, dar spun încă o dată, deși unii spun că nu sunt de acord cu mine, e opțiunea lor că oamenii sau clienții mei vor, vor soluții să-și rezolvă problema. De ce? Pentru că problemele lor sunt în general într-o zonă a emoțiilor. da, Fie că sunt emoții de relaționare, fie că sunt anxietăți, fie că sunt convingeri limitative, nu intru în amănunt că nu are sens. Mulțumim, Vasile, pentru această descriere amplă și clarificatoare. Eu o să revin pe câteva aspecte pe care le-ai menționat tu mai sus, vis de faptul că nu există un, în țară un coach general și un general coach, acest lucru, într-adevăr, mi-a atras atenția la câteva dintre întâlnirile noastre de la clubul de, de business. Și uite că acum avem ocazia să purtăm această discuție, și așa cum am spus și la început, sunt, sunt onorată. Vasile, știm că strategia în afaceri este inspirată din strategia militară. Cum stau lucrurile în acest sens? Ah, da, și aici sunt câteva lucruri, și am avut ocazia să dialoghez nu numai cu clienți, dar am reușit să dialoghez, am avut ocazia să dialoghez și cu colegii din clubul de business și cu colegii dintr-un grup al antreprenorilor ortodoxi. Chiar am avut așa o sesiune de conferință. De ce e nevoie de strategie? Primul lucru pe care l-am menționat de fiecare dată, noi militari și vedeți, lumea civilă vede tot spune voi militari. Noi militari, atunci când facem strategii, nu le facem pentru astăzi. Ne uităm întotdeauna în viitor. Adică, dau un exemplu acum, că toți suntem cu război. Chiar dacă lumea spune că, domnule, f 16 nu sunt cele mai bune, că sunt second hand, le avem? Le avem și cineva s-a gândit acum vreo 10 ani la ideea de achiziție, instruire și așa mai departe. Adică noi ne imaginăm cum va arăta conflictul și începem să gândim strategii pentru acele conflicte. E, același lucru recomand și clienților sau când discut cu parteneri, prieteni, colegi din cluburi. Spune primul lucru, de ce îți trebuie strategie? Adică vreau să fac ceva pentru că, vreau să fac un client fericit, vreau să fac un cumpărător uh, loial uh, produsului meu, vreau ceva. Deci este cel mai important deci lucru prate... să-ți spui de ce, da? De ce vrei strategie. Uh -huh. Apoi, nu se poate, în opinia mea, eu dau exemple din astea minore, da? Deci nu poți să-i spui unui copil să învețe bine dacă el lui nu-i spui de ce. După ce ai spus de ce, își spune, tata, sunt încântat, voi învăța foarte bine, dar întreabă ce trebuie să fac. De fapt, acest de ce reprezintă <laughs> motivația Exact. Da? Da. Deci, ca să reținem, dragi ascultători, important este că atunci când ne stabilim strategia de afaceri și orice altă strategie, chiar și de viață, este să ne punem întrebări și, în mod deosebit, de ce vrem să abordăm lucrurile într-o anumită manieră. Da, pentru că noi lucrăm acum, eu sunt tipul care spune că tot timpul suntem rațional, dar îmi dau seama că nu, noi reacționăm, adică multe din deciziile noastre sunt luate pe fond emoțional. Categuri. Dar partea cealaltă rațională este ce? Adică atunci când faci o strategie, trebuie să spui ce vei face, ce obiective vrei să îndeplinești, ce resurse ai la dispoziție sau cum vei folosi, nu, ce resurse ai la dispoziție, ce piedici există, deci toate ceurile, da? Mie mi se pare că sunt transformate în obiective. Ce oportunități avem, exact, ce da. amenințări e, avem în acest sens. Tari, slabe, oportunități. Eventual o analiză SWOT. Ne exact, da, da, da Și SWOT. aici eu am o carte, nu știu dacă o să discutăm, dar în cartea, aia, în cartea respectivă eu dau exemplu cum facem noi militare și spun civilii să nu mă după aceea de a civilii de obicei se uită, noi militarii observăm. Da? Uh, uh civilii de obicei aud, noi militari ascultăm. Adică noi facem un lucru și tot îl recomand clienților să se uite de fiecare dată în jur. Nu în sensul în care, deși să știți că dacă te uiți în jur la modul în care arată o clădire, poți să-ți dai seama cât de gospodar este respectiv și dacă faci afaceri cu el. E un exemplu, dar nu este cel mai elocvent. Bun, deci important este să știi să observi ce se întâmplă și după aceea să vezi, să faci analize și estimări. Dar aceste ce eu repet încă o dată, înseamnă acțiuni preconizate, dar este necesar și aici eu fug de micromanagement, dar de foarte multe ori am constatat că unii dintre clienții mei se prind de angajați că nu știu cum să-și îndeplinească sarcinile. și întrebarea mea a fost dacă au avut dialog cu privire la ce trebuie să facă și dacă i-au întrebat știi să faci lucrul respectiv? Că dacă știe și le anunță, să-și facă treaba. Dacă nu face, înseamnă că trebuie pedepsit. Dar s-ar putea să nu știe. Și are nevoie de cineva să-l învețe. Dar după ce l-am învățat, cum spui noi în armată, faci ca mine. După ce te-am învățat, am pretenții să faci și să faci tot timpul mai bine, mai bine că asta înseamnă performanță. Dar dacă nu știi, spun câteodată managerul sau antreprenor să coboare din turnul de filde și să se ducă jos, să bine vadă not. realitatea, să dialogueze pe realitate și să ajute la îmbunătățirea ei, să o lase mi pace și să ducă din nou în turnul de fildeș ca să aibă privirea de ansamblu și să spună articulez doar aici unde trebuie. Clienții mei o parte sunt micromanager și unul din cum să spun eu, întrebările mele în general este de genul următor. Ce ai face, da, sau ce s-ar întâmpla dacă tu n-ai mai putea să faci lucrul ăla? Și majoritatea spun: uh, Nu, nu este musai să-l fac eu. Spun, nu, nu. Imaginăm că nu pot să-l faci. Și atunci spune: L-ar face cu tare. Și întrebarea merge mai departe. De ce nu-l face? Păi nu m-am gândit niciodată să las pentru că nu e. Deci, deci discutând că acum n-aș vrea să țin misiunea în întrebări de coaching, dar spun de fiecare dată, important este să știi ca antreprenor să te duci în sus, în jos, în stânga și în dreapta, să observi și cel mai important lucru și aici cred că închei răspunsul la întrebare este să ai încredere în cei din jur. Să nu te gândești la faptul că tu ești un facto, tu ești omniscient, tu ai soluție. Apropo de soluție, uitați-vă ce se întâmplă acum în Ucraina avem un președinte al Rusiei care este fac totul, știu totul, stăpânesc totul. Nu ține cont de specialiști, comparativ cu președintele celuilalt stat agresat, Ucraina, care este lider, care are încredere în oameni. Vasile, ce nu împrumută strategia în afaceri de la strategia militară? Ah, da, bună întrebare ah, și mă uit la mine pentru că am constatat faptul că noi nu facem simulări în viața civilă, deși ar fi bine. Noi militarii după ce am făcut, nu comandanții, da? deci nu antreprenorul, ci cei care trebuie să facă specialiști, după ce au făcut analize și estimări, creionează niște soluții. Și acele soluții sunt, haideți să spunem, Jucate un pic, noi spunem joc de război. Ele sunt, cum aș putea să folosesc un alt termen, efectiv imaginate în derulare. Da, asta este o frază, că n-am cuvântul potrivit. Bun, și sunt criterii prin care sunt apreciate în adevărata, în presupusa lor valoare. În raport cu criteriile, valoarea criteriului respectiv, una din soluții, unul din curse de acțiune va fi valid. Asta este bun. Celălalt, uh -huh. că este mai puțin probabil sau că este periculos și așa mai departe. Deci, această chestiune de a face un fel de joc, da, imaginar al modului în care se va derula procesul. Asta este una. Și nu se ia. Toată lumea este în grabă, același buget și așa mai departe. Și doi, uh, Chiar că sunt trei lucruri, da? Doi este o chestiune pe care tot, folosesc cuvântul chestiune, este o dimensiune pe care eu tot enunț civililor. Planul de contingență, îl ascultat și acum la televizor, cu crize, dar plan de contingență înseamnă așa. Să-mi imaginez că un lucru nu va funcționa. Și să-mi pun plan, dacă lucrul respectiv nu funcționează, ce trebuie să fac? Și răspunsul așa. este să ies din planul pe care l-am avut, să mă duc undeva să fac un efort suplimentar, de așa încât să reglez sistemul, să mă pot întoarce în plan. Acele sunt planuri de contingență. Noi nu le dezvoltăm militare, adică nu le dezvoltăm atât de amplu ca un plan, dar le avem în minte și scrise pe hârtie. Și dacă se întâmplă acest if, da? deci dacă da. se da. întâmplă, da. imediat un grup trece să-l dezvolte ca să corectăm și să ajungem în plan. Deci asta este al doilea lucru. Lucru pe care Pot strategii. să adaug aici ceva? Chiar. Este uh, cumva un lucru care se aplică în, în business, uh, cel puțin în uh, uh, afacerile de actualitate și nu, nu vreau să le menționez aici, uh, dar e pe principiul inspect and adapt, da? Verifică și adaptează. Exact, dar problema este că m-am uitat că este literatură scrisă, problema este când discut cu oameni, spune, da, nu, nu există așa ceva, e prea mult. Noi trăim astăzi, noi muncim astăzi. Uh, și legat de, de muncim astăzi, mai facem ceva, militarii. Uh, avem întotdeauna uh, echipe, oameni care lucrează la modelarea viitorului. Adică, pentru a duce o acțiune militară, noi căutăm să pregătim spațiu și inamicul să-l putem duce unde vrem noi. Ei, această acțiune de modelare înseamnă ca antreprenorul să pună cu picioare pe birou din când în când, să stea singur o jumătate de oră, să gândească ce ar trebui să fac eu să modelez. Așteptările clientului pentru un produs, parteneriatul sau partenerul meu, furnizorul meu, adică ce să fac să-i modelez voința să vină spre mine acolo unde vreau să ajung eu. Practic tot să stăm în întrebare Extra. pentru că noi de cele mai multe ori dorim să găsim răspunsul. răspuns. No, da? da. Bă, Victoria, aici este problema, că unii spun, doamne, de n-am atâția oameni, dar spun, ok, pot să o faci singur, dar cu siguranță mai găsești pe câte cineva care este în sistem, dar îi spui din când în când, o dată pe săptămână, hai să ieșim din sistem. Foarte mulți oameni sunt consumați, de ce spuneam, două lucruri, micromanagementul, da, adică îmi place să mă duc în jos tot timpul și nu în sus, pentru că acolo sus este imprevizibil, cere minte și așa mai departe și punctul numărul doi, ne place să spunem că nu avem timp pentru mâine, că astăzi suntem ocupați. Între Întrebarea mea este următoarea, Dacă vrei mâine să-ți fie, să fie bine, nu trebuie să te gândești la ziua de mâine? Tu trebuie doar să muncești pentru ziua de mâine? Categoric trebuie să ne gândim la la ziua de, de mâine și să trăim în ziua de astăzi. Drept este. Așa este. Uh, Vasile, te rog să ne spui, cum îl privezi partenerii pe Vasile Roman coach, fost om de carieră militară? Uh, Acum, am să fiu sincer, partenerii mei sunt... Uh, Puținei, în sensul în care trebuie să te gândești că eu n-am o afacere mare. Eu sunt și cărțile mele și munca mea, dar în partea cealaltă am colaboratori, pentru că pentru a mă promova am avut nevoie de cineva să colaborez cu cineva pentru promovare, pentru ceea ce înseamnă editarea cărților. N-aș vrea să intru acum în amănunte că nu are niciun sens, dar primul lucru pe care l-am constatat este că eu ca partener mă păcăle singur. În, sensul în care, uh, fiind militar și având așteptările mele, uh, trebuie să recunosc că nu sunt așa de creativ. Și atunci câteodată, și asta am învățat ce nu mai fac, Ai, câteodată... vreau să te întreb, dar vis-a-vis -vis de flexibilitate, cum Sunt flexibil, nu, aici sunt flexibil, dar da? la creativitate nu am zis că nu sunt creativ, eu sunt cu gândirea critică. Dar am constatat că în primele contracte de colaborare m-am impus eu. Aș vrea să fie, aș vrea să fie, aș vrea să fie. N-a fost cel mai bun lucru, pentru că trebuia să las oamenii respectiv să gândească pentru mine. Acum am învățat atunci când discut de colaborare primul meu gând este ca al meu colaborator să câștige mai mulți bani decât mine. Pentru că dacă el știe și este motivat să câștige mai mult decât câștig eu, cu siguranță voi câștiga și eu bani. Minunat! Minunat! Da, asta este primul lucru. Și al doilea lucru trebuie să recunosc faptul că în relația cu colaboratorii sunt o persoană care este așa un pic împrășteată. Am să spun și de ce. Pentru că îmi doresc colaboratori cu care să pot lucra pe mai multe domenii, adică sunt coach, ok, vreau colaborare pe coaching, dar în același timp tind să tot scriu și atunci aș vrea colaboratorul să fie și în zona asta, adică să avem un, un contract și un contact mai lung. În partea cealaltă sunt și o persoană care este tot îndreaptă spre zona socială, în sensul în care am creat un ONG pentru militari, ce gând, tot din asta de antreprenor, adică este Asociația Militarului Rezerviști pentru Antreprenoriat și Dezvoltare Comunitară. Hmm, pentru interesant. că vorbesc foarte serios, Mi-am văzut colegi în rezervă cu potențial intelectual și de energie foarte bun, necăutați de societatea civilă și și ei un pic într-o lentoare. Am ieșit în rezervă, trebuie să am anul sabatic, am spus că anul sabatic nu ai ce se caute. Și atunci lucrez cu ei tocmai pe ceea ce ține de contribuția noastră a Rezervă în societate, în comunitate, adică contribuție voluntară, dar și contribuție cu așteptări materiale, adică muncesc pentru societate, dar vreau să am și eu. Și avem niște domenii care țin de angajări, de a-i livra, să spunem, nu-i cuvântul potrivit, de a le asigura deschiderea unor uși către companiile din ea care caută. Eu tot am mai trimis cu referințe militare și sunt încântați angajatorii de militari pentru că suntem, repet, disciplinați, buni organizatori, eficienți și mai avem o calitate. Ținem foarte mult la resurse, nu le risipim și chiar dacă nu sunt resurse noastre, noi am lucrat cu resursele armate, resursele statului, dar îmi spuneau câțiva angajatori că unii din colegii mei le-au adus într-un an de zile economii de genul sutelor de milioane numai prin eficientizarea spune Eu aveam un fel de avere care să prăpădea pentru că nimeni nu-mi spunea că trebuie să o gestionez. Deci este un exemplu. Ca să nu mai spun de faptul că se pare că militarii pun și amprenta. Adică la început angajatorii și colegii subordonații angajații, sunt suspicioși, militari. Nu, 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 asta nu vrem. Cu siguranță. Ba că s-ar putea să informeze pe patron, că așa sunt obișnuiți, că vor fi prea coreți. Dar pe măsură ce îți dau seama cum sunt militarii, uh, sunt întrebători vis-a-vis -vis de ceea ce înseamnă cum putem fi mai eficienți și cum putem fi mai performanți, fără să ne neglijăm familia, prietenii. Știți, o eficientizare a timpului. Da? A adică, tuturor capabilităților, exact. așa cum le spuneai tu, resurse, de care, de care dispunem. Vasile, tot în spiritul celor discutate, un pic mai sus, ce ar trebui să facă companiile în vremuri de criză? Wow! Asta este cea mai tare întrebare. n am dat sfaturi până acum, și nici nu dau sfaturi, ci doar aș face următorul lucru. M-aș întreba unde sunt, este primul lucru, cu resursele, cu oamenii și așa mai departe. Din nou pentru întrebare? că sunt, da, sunt afectat de criza pandemică. Doi, m-aș întreba unde sunt partenerii mei, furnizorii mei, da? Și s-ar putea să găsesc niște răspunsuri care să mă sperie, că o parte din furnizori s-ar putea să fie în Ucraina, în Rusia, în altă parte și atunci e eu sunt o problemă. Al treilea lucru, m-aș întreba ce priorități am pentru viitor, adică să supraviețuiesc numai eu, să-mi supraviețuiască și angajații, să-mi supraviețuiască afacerea și așa mai departe. Asta ar fi trei întrebări. După aceea m-aș uita la ceea ce înseamnă în oportunitățile. Întotdeauna în criză există și oportunități. S-ar putea să găsești un partener care îți oferă, nu știu, resurse materiale mai accesibile ca preț decât le-ai primit dinainte. Imaginez, dar nu spun treaba asta. Da? Deci m-aș uita la oportunități. Și în același timp aș mai face un lucru. Chiar dacă nu sună bine, nu sunt buni banii la ciorap. Banii trebuie investiți atunci când ești antreprenor. Dar trebuie găsită și formula prin care cum folosesc antreferoare cash flow adică să -ți ții ceva din ceea ce înseamnă rezerve pentru imprevizibil. Eu spun că am uitat de fiecare dată că în general viața poate fi sau pute face predictibilități în viață, dar există o, un cuvânt, o expresie, lebă de neagră sau în engleză wild card, da? Mm -hmm. Acel ceva ce nu-l imaginezi. Multă lume nu și-a imaginat COVID-ul. Deci nu, eu am fost militar, am studiat în Statele Unite, când discutam de pandemie, discutam foarte subțire. E posibil, vom vedea, da, deci nu ne-am imaginat, deși știam că este lebătă neagră, că se poate întâmpla. Deci din această perspectivă, cred că antreprenorii au învățat că este bine să ai și economii. De ce? Pentru că îți asigură supraviețuirea. Crizele vin după crize. Trebuie să ne și obișnuim cu ele. Până adică... la urmă, trebuie să știm că ele vor veni. Exact. Da, să le. Așa cum spuneai tu, există o anumită predictibilitate în acest sens, uh -huh. că vor veni peste un an, 2, 3, 10, da, uh -huh. trebuie să le luăm în calcul atunci când ne stabilim uh, strategia de afaceri, de. în primul rând, da, dar să le avem în calcul și în momentele de crize mai grele, așa cum spuneam mai devreme. Uh, noi, militarii, folosim termenul des, managementul crize, pentru uh -huh. că este, întotdeauna, criză este ceva inedit, ceva care s-a, uh, nu știu, un echilibru care s-a rupt, s-a distrus, s-a slăbit, să spunem, da? Dar noi foarte repede găsim, uh, repet, nu soluții, ci întrebări. Ce se va întâmpla, ce se întâmplă, dacă ce se. Ei, dacă spui aceste întrebări, uh, eu cred că poți să creezi un sistem de management a crizei. Și mai este partea cealaltă, uh, oamenii în în perioadă de crize, cum este și criza asta, trebuie să dea dovadă odată de încredere în ei, dar cel mai important lucru și asta nu prea avem noi în România. Încrederea în ceilalți, în parteneri. Daniel David de la Cruz spune, dacă faci afaceri cu americani, ați stabilit un, o înțelegere, a strâns mâna și deal. Aveți încredere în americani și americani în voi. Pentru că așa se de ce când alb. În România, în momentul în care faci un parteneriat cu un român, primul lucru pe care îl trăiește, prima emoție pe care 3 Fiecare dintre respectivi este suspiciunea. Băi oare când o să mă înșele? Oare cât o să mă fure? Da? Aici, Vasile, am trecut și eu prin astfel de, de momente și uh, cred că mai trec și în continuare. Probabil că așa am fost învățați sau... Ăsta uh, este, este mediul sau sistemul în care trăim, dar îți mulțumim frumos pentru faptul că, uite, de la o persoană avizată, auzim cuvântul încredere, nu doar în sine, ci și în ceilalți, în partenerii, în oamenii cu care, cu care lucrăm și interacționăm. Da, știi cum vine? Am să dau scurt, că s-ar putea emisiunea să termine. Ea vine prin transparență. Eu dau de foarte multe ori exemplu și ține, vreau să-l spun, să nu fie tăiat la montaj. Vin din Maramureș și la mine suntem creștini ortodoxi acolo, dar noi am trăit într-o perioadă a greco-catolicismului și are influență. În fiecare an, pentru 1 pe preotul de la altar dădea un bilanț. Câți bani s-au încasat în biserică, inclusiv de pe prunele din cimitir. cât s au cheltuit, cum s-au cheltuit la cine s-au dus. Lucrul ăsta pe mine m-a făcut să spun tot timpul că orice bani dau în biserica mea de la Bârsana Maramureș, știu cum să cheltuie. Același lucru este valabil și aici. Dacă ești transparent cu angajații și le spui ce rău vine, la ce să aștepte, se aștepte, se vor mula pe ceea ce înseamnă așteptările și dorințele. Dacă nu le spui ce pe bârfa, dacă ești transparent da. cu un partener și spui că asta a fost pierderea și s să asumați amândoi pierderea respectivă sau ăsta a fost câștigul, să-l asumați amândoi, da, și să nu asta înseamnă încredere. Deci, ca să fie încredere, trebuie să fie transparență. Dacă încercăm noi, este așa o percepție foarte, sau percepție falsă, că, și este vorba românească, ulciorul nu merge de mai multe ori da. la... Da, deci, cred că transparența este cel mai important factor în a fi încredere. Când e încredere, e colaborare. Când e colaborare, e bunăstare. stare. Uite, mi-ai anticipat uh, răspunsul la una dintre, dintre întrebările mele legate de calitățile omului de afaceri, în mod deosebit a omului de afaceri modern, pentru că vorbim despre ziua de astăzi, una dintre calități ar fi, trebui să fie transparența. Da, repet, transparența. Vasile, am aflat ce ar trebui să facă companiile în vremuri grele, dar în vremuri bune, ce ar trebui să facă. Oh, nici nu mai știu de, eu de când m-am păcat să fiu antreprenor, n-am trăit vremuri bune, că am prins vremurile pandemiei, am prins vremurile bune, da. Ce ar trebui să facă? 1 să se gândească la ceea ce înseamnă afacerea pe termen lung. Da? Asta este primul lucru. Să nu dorească câștig aici și acum. Doi, recomand în vremuri bune antreprenorii să lase vreme angajaților să se uite la familii, să se bucure de ele și să-și ia ei timpul necesar să se bucure de familie și de prieteni și de actul de milostenie, dacă este cazul, de compasiune și mai departe. Să nu se încrânceneze doar pe ideea că viața mea sau afacerea mea înseamnă să calculează doar în ce am ci în ce este compania pe care o conduc și în ce sunt oamenii pe care eu i-am angajat și în ce sunt membrii familiei mele, prietenii și așa mai departe. În a fi. Dacă te duci numai spre a avea, ai nu este afacere pe termen lung. Este extraordinar, Vasile, ceea ce ne-ai ce ne -ai mărturisit, ceea ce ai împărtășit cu noi. Și țin să-ți spun că, într-adevăr, mi-ai schimbat, într-o oarecare măsură, percepția a ceea ce înseamnă să ai un general alături de tine în, în mediul, de, mediul de afaceri. Mă bucur! Vasile, eu îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea și cu mare drag te aștept într-o altă emisiune. Îți mulțumim! Eu îți mulțumesc, vin cu drag, dar condiția este să fim uh, provocatori la adresa ascultătorului, nu plictisitori și n-aș vrea să fiu plictisitor, așa că mai răruți când este cazul. Eu sunt ferm convinsă că această prezența ta în emisiune nu a fost una plictisitoare, ba din contra, a adus un mare plus și o mare valoare în viața ascultătorilor noștri. Vă mulțumesc încă o dată! Mulțumesc și eu! Dragi ascultători, vă invit în fiecare joi de la ora 18 la emisiunea Business Integrativ.